Un cioban din voi a avut un șoc săptămâna trecută. Omul a fost bulversat când și-a dat seama că din 600 de oi îi lipsesc mai bine de 200. Mioarele aparțineau localnicilor din Berivoi, iar bărbatul le avea în grijă. Astfel că în seara de miercuri spre joi, ciobanul a lipsit câteva zeci de minute, iar când s-a întors și-a dat seama că din turmă îi lipsesc oi. Oamenii legii au fost alertați, la fel și proprietarii animalelor. A doua zi, oile au fost căutate și s-a intervenit cu un elicopter în speranța că vor fi găsite în împrejurim. De-abia vineri seara, polițiștii au reușit să depisteze turma. Oile au fost reperate în județul Arge și în zona Valea Mare. Se pare că hoții au trecut munții făgărași, însă planul nu le-a reușit pentru că polițiștii împreună cu sătenile au ieșit în cale. A urmat o urmărire ca în filme, însă din cei trei suspecți, doi au fugit iar unul a fost prins. S-a deschis dosar de cercetare penală.